terenul voluntarului la începutul lunii februarie acestui an. Cea mai mare diferență înregistrată în duelurile dintre cele două formații și gol! Marchează Cioinac în urma unei greșeli a portarului Vâdcă. Cioinac, revenit după o etapă de suspendare, reușește să deschidă scorul. Suntem în minutul 14 al partidei și Iașiul deschide scorul la voluntari. Cioinac, omul care în ultima perioadă și în campionatul trecut și chiar în acest sezon am putea spune că s-a remarcat mai mult prin cartonașele roșii pe care le-a încasat, reușește să marcheze aici. Văd că boxează total neconvingător, o eroare mare a capitanului de la FC Voluntari și Cioinac profită la maximum de această intervenție neinspirată a portarului ilfovenilor. Un lob perfect acolo al lui Cioinac și din minutul 14